Pe vremea când era director la Administrația de Ape Crișuri, domnul Dorel Dume a cumpărat pentru instituție un iaht de agrement, numai bun să fie folosit în caz de nevoie, adică să satisfacă orice nevoie a șefilor. Ambarcațiunea este dotată cu foarte multe accesorii, de la frigider și minibar la scaune de piele și finisaje de lux. Iahtul nu poate fi folosit la inundații, dar este excelent ca mijloc de agrement pe luciurile de apă din custodia Aba Crișuri. Iar pentru că după o plimbare cu bărcuța nimic nu se compară cu un sejur într-un canton, a fost construit și un hotel în Băile Felix, pe post de cuibușor de nebunii. Am cerut un punct de vedere domnului Dorel Dume, dar acesta nu a putut fi contactat, fiind probabil într-o zonă fără acoperire. În schimb, Aba Crișuri ne-a dat în judecată pentru știrbirea imaginii instituției. Asta deși noi am susținut că domnul Dume merge cu bărcuța și drăguța la canton, nu Aba Crișuri. Premiul Cantonul și Condomul domnului Dorel Dume, fost director la Aba Crișuri, pentru politica înțeleaptă de achiziții publice și lor, pentru modul intensiv de exploatare a malurilor, căci a lăsat turmele de oi să pască pe malul Apei Române. Bine ați venit! Mă, eu Dume mă numesc și mereu mă hodinez. Și mă cheamă și Dorel. Meserie eu? De fel. Am ajuns la ștan la ape, unde am făcut de toate. Le-am luat și o drăguță, mi-am mai tras și o drăguță, am fost oleacă cioban și București Barosan. Mie în viață mi-a plăcut să-mi duc mândra la Băscut. Am făcut și un canton să mă simt și eu mai om. Când era rost de chiohane, veneau doar burți barosane. Se din nou eu am durat, că era rost de furat. Partidul m-a ajutat, de-aia sus am și săltat. Dar și eu am dat înapoi bani destui. Ca un burcoi. Iar când mă grea Dumnezeu, o băga în iahtul meu, la el să opriți nițel și să ziceți, aici s-a ce părere. Și i-am luat o bărbuță, pentru că prima dragoste nu se uită. De fapt, asta e prima dragoste. Asta este o sirenă. Deci, i-am luat o bărbuță și cu ce? Ca să poți plini la drăguța, ți-ai luat drăguța, asta e o sirenă. Asta e sirenă de apă. Mă mir că-i plac sirenele de apă lui domnul Dumnezeu, că asta jumate-i pește de la brânul jos. Da? Asta. În primul rând, vă felicit pentru ajutor. Iar cadoul care îl transmiteți, să încerc să transmite și celelalte lucruri. Bun. Dumneavoastră sunteți peste Dumnezeu, Dumnezeu peste altcineva, asta e viața.